Bună dimineața, mâncăciosule! Te-ai trezit cu foame mare? Te-ai trezit cu foame mare? Ce papi acolo, afine? Sunt bune? Îmi dai și mie, te rog? Dă-mi și mie una. O, ce băiat danic, mi-a dat chiar două. Trei, și cu lea înapoi. Hai, papule, tu să te faci mare, 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 mare. Mare, 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 mare. Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț. Am dus-o pe Melissa la grădini și astăzi, surprinzător, a fost mult mai bine decât ieri. Adică s-a întristat așa un pic când am lăsat-o, dar nu a plâns. Deci ieri așa striga după mine, astăzi nu a plâns absolut deloc. Poate se reobișnuiește sau și-a readus aminte că la grădiniță totuși nu e chiar atât de rău. Deși de dimineață când am trezit-o și am zis, de fapt era trează, zic, hai să te îmbrac, să mergem la grădiniță. Îmi zice mie, mami, astăzi nu trebuie să mergem la grădiniță, că azi e sâmbătă. Zic, nu, zic, azi e miercuri, toată ziua și trebuie să mergi. Nu, mama, că e închisă grădinița. Da, dar până la urmă a fost ok. Azi n-am filmat prea mult, că am fost cam prinsă cu treaba. Dar vreau să vă arăt capodopera Melisei de la grădiniță. Ia uite ce minunăție a făcut ea. A lipit chestiile astea pe foaie. Nu știu, fi decupat un nor înainte sau ceva de genul, că lipsește ceva din foaia asta. Și după aia a lipit pe ea. Este foarte frumoasă. Minunată. Și a ținut morțiș să mi-o arate și să o aducă acasă. Și am adus și lucrușoarele de la grădinițe, șervețele umede, Pampers și ce aveam acolo, că teoretic și practic nu mai trebuie. Dar eu abia ciumește la duș. Nu mai puteam de cald, de... O, da. O, cât să-i încălzesc, ce zici? Amicul pentru bebe. Pentru Daniela. Și tu vrei o sticluță mică? O, am doi puiuți care vor amândoi lapte. A, și dacă tot veni vorba. De ce îi mai dau Melisei lapte cu biberonul? A, pentru că așa vrea ea. Și pe mine nu mă deranjează, că oricum Melisa știe să bea și din pahar și din sticlă și din bidon și butoi și din orice, dacă îi dai, și din borcan, cred că dacă îi dai, ea știe să bea apă, adică nu e o problemă. Doar că laptele îi cade bine dacă îl bea cu biberonul, pentru că stă întins în pat, de obicei înainte de culcare sau dimineața când se trezește și se mai uită la desene. Încerc să scot de aici o sticluță, ca să nu... că e foarte așa, adică și Melissa vrea în ultimul timp ce are Daniel, îmi vine să pun asta întâi la încălzit. Și da, îi face e plăcere să bea cu biberonul. Pe mine nu mă deranjează absolut deloc. Cu siguranță o să renunțe la biberon singură atunci când o să vrea ea. Și sincer, pentru mine mai important este să bea lapte decât să bea din pahar, de exemplu. Adică cam asta este toată șmecheria. Sincer, dacă mă întreba pe mine cineva acum câțiva ani, când încă nu aveam pe Melisa sau să zicem că era Melisa mică, și dacă bea cineva vreun copil din biberon la, eu știu, la 2-3 ani, aș fi zis, oh, nu se poate, e prea mare, că să bea nu știu cum, dar acum nu mi se mai pare așa mare lucru. Adică important este să bea, indiferent din ce. Da, și atâta timp cât bea doar seara, acum că a început grădinița, dimineața nu mai avem timp de lăptic. În weekend-uri mai cerea dimineața, unor cere seara. Acum cred că dacă nu vroia Daniel sau dacă nu cerea Dana pentru Daniel, nu-i trebuia nici Melisa, adică nu cred că și-ar fi adus aminte. Și în fine, oricum o să
să mai vorbesc despre asta, pot să fac un filmuleț cu Melissa ca să povestim și de Pampers, cum am scăpat. Și pe Daniel am încercat, dar iarăși o să vorbesc despre asta în filmulețul cu Daniel, în care o să vorbim despre un an. Facem actualizare la un an și o să povestesc acolo cum l-am încercat, de ce l-am încercat și așa mai departe. Deci te simți bună? Ce faci? Doieți, cucuieți, ușa mami, descuiețele pentru ăla e. Da? Pentru Dalin. Să mergem să pupăm lătic. Noapte bună. Noapte bună. Da, pupi mami. Dai pupi mami? E pup. Le dă suzete jos. Nu, că e lăsată cu glasul finuța sa. Delicatule. Da. Delicatesule. Ia uite, draga mea. Ia dă să-i dăm pernuța asta chiar lui Daniel. Da, băi, chiar asta îi ziceam acum Melisei, că... Aia este perna lui Daniel. Vrei să-ți aduc pernuța ta? Da, nu trebuie să plângi. Hai că-ți aduce mami pernuța. Tu ești foarte obosit. Hai că-ți aduce mami pernuța, da? Da. Oh. Cam atât în acest filmuleț. O să îl închei acum. Și dacă tot e filmulețul scurt, zic, hai să mai povestesc câte ceva, nu de altfel, dar să nu vă las așa cu filmuleț de 5 minute. Și vreau să precizez anumite lucruri, deși probabil acele persoane nu vor vedea acest filmuleț sau cine știe. În fine, ideea este în felul următor. Am primit comentarii, nici nu știu cum să le cataloghez, adică, în fine, la filmulețul în care v-am arătat mâncarea pe care am făcut-o. Din cauza asta și evit de multe ori să arăt, pentru că se comentează aiurea și comentează persoane care de cele mai multe ori habar n-au. Adică mie nu s-a părut că a fost așa o mâncare ieșită din comun sau ceva ce nu s-a mai auzit până acum. Poate doar ușor modificată, dar mă gândesc că majoritatea ați auzit despre ciorba de salată verde sau supa, ciorba, cred că e de salată verde, unde se pune salată verde, se pune lapte bătut, ou prăjit și parcă bucățele de șuncă prăjită, dacă nu mă înșel, și na, nu știu ce se mai pune pe acolo, că sincer, eu n-am făcut niciodată mâncare de aia, dar bunica mea făcea. Și în același gen, adică, sincer, de mâncare respectivă mi-a adus aminte, așa că nu e cine știe ce mâncare ieșită din comun. Însă, na, dacă vă place, faceți, dacă nu, nu. Sincer, nu mă interesează cine ce își pune pe masă, este treaba voastră. Însă, la mine, în bucătărie, nu există reguli sau sunt regulile doar pe care le facem noi în casa noastră. Că nu știi să faci aia, că nu știi să faci aia, că nu știi ce. Poate nu știu să fac așa cum faci tu sau altcineva. Și știu să fac așa cum fac eu. Și asta spune, în bucătărie mea nu există regulile astea, că asta se face așa. Nu, la mine în bucătărie se face așa cum îmi place mie. Gătesc ce ne place nouă, ce mâncăm noi. O să arăt în continuare, așa că dacă sunt persoane care vor în continuare, așa, din când în când, să mai arăt dacă mi se pare mai ceva interesant, voi arăta, că nu o să mă sperii din cauza că au fost, nu știu, poate 5 persoane, 3 persoane, habar n-am, care au comentat, nașpa. Adică una e să nu-ți placă ceva și alta e să nici măcar să nu știi să te exprimi într-un mod civilizat, ceea ce mi se pare mie mult mai trist. Că până la urmă o rețetă se învață, dacă nu știi să gătești nu e problemă, că sunt 50 de milioane de rețete pe tot internetul, în toate limbile și cărți de bucate și așa mai departe, dar să nu știi să te exprimi
într-un mod civilizat mi se pare mult mai trist și chestia asta se învață mai greu pentru că e ceva ce trebuie să pornească de la tine. Dar totuși sunt persoane care nu mă suportă, nu le place nimic din ce fac, dar nu reușesc să nu se mai uite, adică fac ce fac și tot la mine pe canal ajung. Eu asta nu pot să înțeleg. Dacă nu-ți place ceva sau... Adică te uiți la mine și nu știu să fac aia, sunt atât de nașpă din toate punctele de vedere. Ce mai cauți aici? Pa! Și da, asta vreau să spun, că fiecare își face în bucătărie regulile pe care vrea să și le facă în bucătărie. La mine în bucătărie sunt regulile mele și atât. Și cam, cred că asta vreau să spun. Asta și mi s-a mai părut amuzant un comentariu că ceva de genul că sigur am făcut mâncarea aia că nu mai aveam ce să gătesc sau am pus tot ce am găsit în frigider așa, fără să... Nu, dragă persoană care ai comentat că nu mai știu cine era. Ingredientele au fost cumpărate expres pentru această mâncare. Adică nu... Vai, nu am ce să mănânc, hai să mă apuc să le bag pe toate așa, să fac... Nu. Adică... Totuși, nu că e o idee rea să inventezi atunci când te uiți în frigider, ce am ingredientele astea, astea și astea, ce aș putea să fac de mâncare? E, păi fac asta, foarte bine, nu e un lucru greșit, dar nu despre asta a fost vorba. În fine, și în curând o să fac toate săptămâna, dacă o să reușesc, o să fac un filmuleț că am comandat... mai multe produse de pe Wish, cred că le-am comandat de vreo lună și ceva și au început așa să vină câte unul, câte unul și aici am așa două brelocuri, cică două jumătăți de avocado, nu sunt chiar așa cum erau în poză, dar pentru mine și pentru Florin o să fac un filmuleț cu chestiile alea și rest da. Să vedem că unele chestii nu sunt așa cum mi-am imaginat eu să, că ar fi sau cum sunt prezentate în poze. Și în fine, o să vă arăt, sper săptămâna viitoare să reușesc să fac filmulețul respectiv, că am comandat și jucării, că eram curioasă. Nu sunt foarte nașpa, o să vedeți în filmuleț și vreau să le dau copilor și nu le-am dat pentru că na, să fac filmulețul și cred că au deja vreo săptămână de când au venit. Și dacă le dau să se joace, sigur se pierde vreo piesă sau nu mai găsesc, nu mai găsesc întreg așa ca să fac filmulețul și asta o să fac. În fine, astea sunt chestiile mele, dar am văzut asta acum și m-am adus aminte. În fine... cam atât în acest filmuleț. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare. Vă pup și să ne vedem sănătoși și sănătoase în filmulețul următor. Pa! Call me crazy. You can call